dimineața, bună dimineața! Lumea se schimbă, tradiția se pierde, învățăm să ne adaptăm vremurilor. Soluțiile sunt un compromis care cu greu aduc satisfacție. Cam așa aș descrie realitatea în care trăim, mai ales când vorbim de creșterea animalelor. Ce știam noi despre oierit s-a dus de mult. Transhumanța nu mai există. Oameni buni care să ajute la stână sunt greu de găsit. Dar, chiar și așa, în România încă mai vorbim de creșterea ovinelor. Mergem în gospodăria familiei Tibrean doar ca să aflăm cum le este, cum își fac treaba și ce perspective le mai oferă creșterea animalelor. Neața, bună dimineața! Suntem în localitatea Strems, județul Alba, și am oprit la familia Tibrean să vorbim despre zootehnie, despre ce înseamnă să faci oierit în vremurile noastre și în județul Alba. Uite că tot venim din Sibiu și ești primul fermier cu fermă de ovine. Da, bine ați venit! Cum vă e vouă, Tiberiu? Și bine, și printre mult binele ăla este și un pic mai rău. Și mai greu, nu? Și mai greu. Da. De ce zici că e greu? În primul rând, e forța de muncă. Ce deranjează? Ca peste tot. N-aveți oameni. Asta ai. Și în rest, marea majoritate a problemelor, forța de muncă și inputurile care sunt foarte scumpe și vremurile care le trăim astăzi. Asta e. Ce suprafață lucrați voi? Undeva la 80 de hectare. 80 de hectare, cât să vă asigurați furajul pentru animale, vi-l faceți voi. Da, absolut. Lucrezi tu și tatăl tău, spuneai, nu? Da, tatăl meu și cumnatul. Suntem, mai am o soră mai mare și... Se implică și ea? Da, e medic veterinar, Agata, medic de veterinar. Ce bine! Și... Vă ajută, nu? Da, ne ajută. Super. Și lucrăm în familie și asta e. Tu ce ai terminat? Zootehnie. Zootehnie, da, deci facultatea ești pe treaba ta aici, da, pe domeniul tău. Da. Când ai terminat? În 2014. 2014. La Cluj? Da. La OSMV Cluj? Da. Super. Câte animale aveți? Undeva la 1000 de capete. 1000 de ovine? Da. Și vaci? Și vaci 30. Ca și în județul Sibiu, efectivele de oi din rasa țurcană domină numeric și în județul Alba. Este o rasă rezistentă și a câștigat acest statut în sute de ani de când este păstorită pe meleagurile noastre. A fost întotdeauna cea mai iubită rasă autohtonă datorită puterii ei de adaptare, atât la câmpie cât și la munte. Crescută ca rasă mixtă, atât pentru carne cât și pentru lapte, țurcana este ținută acum de cei care mai au pășuni, care mai pot duce oile la munte vara, care mai valorifică laptele făcând brânză. Dar, încet, încet, se pare că lipsa forței de muncă va împinge oierii să caute soluții, să înlocuiască aceste animale cu rase de carne pentru care nu mai au grija mulsului. Am vrut să aflu dacă și Tiberiu Tibrean vede lucrurile la fel și merge pe această tendință. Bun, și mergeți pe lapte sau carne? Mergem lapte și carne. Pe țurcană? Țurcană, avem la ovine rasa țurcană și avem un mic efectiv și de rasă țigaie. Țigaie. Da. Acum, știi, vorbim cu fermierii din Sibiu, unde știi că sunt cei mai mulți crescători de... Așa, da. Țurcana este rasa tradițională, dar încet, încet, oamenii, tot din cauza lipsei forței de muncă, trec pe țigaie. Da, dar oricum, ținând cont că rasa țurcană este o rasă care se adaptează foarte bine, atât la carne cât și la lapte, dar... având o creștere mai mică față ca rasa țigaie, lumea s-a orientat și la țigaie, mai mult la țigaie ca și la țurcană. Dar țurcana o poți crește dacă n-ai un adăpost, poți o crește afară, fără dor. E rezistentă rasa. Da, este o rasă rezistentă. Voi câte țurcane aveți, câte țigăi aveți? Păi țurcane sunt 800 și vreo 200 de țigăi. Da. Laptele este o materie primă valoroasă pentru cei care știu meșteșugul prelucrării lui. Am văzut case frumoase, familii care s-au realizat din creșterea oilor și a valorificării brânzei. În virtutea tradiției de familie,
Tiberiu Tibrean merge și el mai departe cu creșterea animalelor și, ajutat de părinții care valorifică brânza la piață, reușește să-și mențină pe linia de plutire afacerea. Din ce trăiți voi? Din, ce valorificați cel mai bine? Cel mai bine în perioada verii este brânza. Facem, maica mea se ocupă cu brânza, facem brânză și pe timpul iernii singurul venit e ce strânge de vara și cu vacile ne ajută să trăim. Că iarna face brânză, e un flux continuu care iarna facem de la vaci brânză și vara pe perioada verii de la oi. Mulge și dimineața și seara? Da, da, două mulsori. De la un efectiv de 600 de capete, familia Tibrean reușește să producă mai mult de 100 de kilograme de brânză, pe care mama lui Tiberiu o vinde în piață. Femeia și-a făcut cliente la ei, oamenii o știu, îi cunosc produsele, iar valorificarea nu este o problemă. Ba mai mult, brânza ajunge chiar și peste hotare. Tot timpul avem cerință, suntem mai părinții mei din 89 se ocupă cu chestia asta de oierit și avem oarecum o tradiție în piață de oamenii ne cunosc. Bun, și faceți caștele mea? Ce caștele mea o și urdă. Și urdă. Da. Da, facem o dată pe săptămână, miercurea, la Teiuș, aici lângă noi, la 4 km distanță și... Adică doar miercurea vindeți doar, în piață? Da, da, da. Doar miercurea avem aici Teiușul, că e oraș, dar este o piață foarte bună și dacă a noștri sunt cunoscuți de atâta timp, nu are ce să-și facă probleme, că nu se dă marfa. Și mai mult, acum am intrat la un magazin să dăm marfa. Uh-huh. Trimite în Spania și pe Teiuș. În Spania? Da, și în deci Spania. Deci brânza voastră ajunge și în Spania. Da, da. Aveți o rețetă specială? O faceți? Nu știu dacă neapărat o rețetă, dar e gustul. Avem cunoștință de aici din sat, plecat în Germania, uh-huh. Și de câte ori vine, trebuie să ducă unde au niște prieteni nemți și trebuie să le ducă brânză de aici că le-au plăcut. N-am mâncat la noi în Germania așa ceva. Și trebuie să le ducă de aici brânză. De fiecare dată când revin în țară, mă contactează. Ne trebuie atâta cantitate de brânză. Nu? Și duc în Germania. E mare lucru. Da. Da. Păi așa se duce vestea, nu? De la om se la duce om. Și oricum v-am spus, ai mei, dacă s-au ocupat din 89... Și au făcut cliente la noastră. Au cliente la noastră și toată lumea știe produsele și... Revin de fiecare dată când vin în țară sau în comună, trec și cumpără. Mai toată lumea spune că zootehnia este pe ducă, că la noi efectivele sunt în scădere. E multă muncă, investiție mare, profitul poate că vine, dar în timp și nimeni nu mai este dispus să aștepte. Tinerii vor venituri rapide. În contextul acesta, am vrut să aflu din perspectiva unui crescător de animale dacă acest domeniu mai oferă oportunități pentru cei care termină o facultate de zootehnie. Și se pare că doar unii sunt avantajați de vremurile pe care le trăim. Tiberiu, ce le-ai spune tu studenților care poate mai au un an, doi și termină și ei zootehnia? Este un domeniu de viitor? Merită să investești în sectorul ăsta? Merită dacă ai, să zic așa, acum să te apuci să o iei de la zero, neavând utilaje, neavând fermă, să zic așa, mai ales că statul nostru nu te ajută, nu prea aș spune că înhamă-te la zootehnie. Dar dacă ai o tradiție din familie, din care părinții s-au ocupat și așa, atunci merită. Merită. Să duci afacerea mai departe sau cum v-am spus, taică meu din 89 se ocupă cu treaba asta, treptat el am avut și parte financiară încât am asigurat treptat utilaje, extindere de fermă, de animale și ați așa. Ați accesat fonduri europene? Nu. Sau nu. Cum ați făcut? Doar prin forțe proprii. Doar pentru că, să zic așa, cu scuzele de rigoare, am intrat acum într-o chestie de proiect cu asociații. Suntem 5 membri într-o cooperativă, da. Și să accesăm niște fonduri europene și, din păcate, ne-au dat punctajul. Și acum, când au primit...
proiectul pe masă, așa, l-au respins. Păi da, dar nu știu ce se întâmplă acolo, care vine, care nu vor să dea banii sau nu, chiar nu știu, pot să înțeleg ce se întâmplă de Uniunea Europeană. Deci eligibil, dar nefinanțabil. Da. Deci nu știu ce, s-au făcut acum contestații și așteptăm, nu știu, dacă dai o dată, dai, că ne dai punctajul care trebuie să-l facem, după care îl respingi, nu știu ce se întâmplă acolo. Era o măsură pentru achiziție de utilaje. Da, și achiziție de utilaje și ceva construcție. Modernizare fermă. Da, da, da. No, dar oricum punctajul, au zis că punctajul era foarte bun, că ei dânsi ne-au dat punctajul și așa. Și ce sumă era pe proiect? Păi undeva la, cred că un milion de euro. Un milion de euro. Da, cred că da, cam pe acolo era. Cum se numește cooperativa voastră? Ce Agromontana. 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 Uh-huh. Strâmț, okay. Județul Alba. Bun, sunteți 5 fermieri, toți cu... Da, număr tot, mare de animale? Nu neapărat, și cu animale și au și fermă zootehnică și pământ, teren, lucrează și pe extindere de utilaje, pe doar achiziție. Doar ovine? Nu, bovine, au și vaci. Și vaci, și oi? Da. Și împreună câte animale aveți? Păi, nu știu să vă zic așa, că suntem mestecați cu cine sunt, are vaci și acolo, nu știu, are vreo 70-80 de capete, nu știu să vă zic așa. Sincer, că nu, cum să zic, că suntem adunați, suntem și din Alba și cineva de la Cluj care nu ne știm, să zic așa. Știți? Dar cum lucrați, cum cooperați voi dacă voi nu vă cunoașteți? Păi suntem acum cu cine o înființa cooperativa, mă cunosc că e de aici din sat, dar ceilalți membri nu știu pe toți. Da. Doi mai sunt încă de aici și ceilalți trei nu știu. Nu. Bun, care este visul tău? Nu știu, ce v-ați propus? Care sunt obiectivele voastre? Păi obiectivele noastre e să putem, nu știu dacă neapărat în a crește efectivul, precum a putea să trăim în vremurile astea grele. Deci nu știu să zic că neapărat, degeaba zic vreau să cresc efectivul și nu avem cu cine lucra. Deci degeaba mă duc să cresc și nu... Și nu mai poți n-ai gestiona. N-ai cu cine lucra și gestiona. Ba mai mult nu pot să mă duc și ziua pe teren, seara la animale și invers. Seara, să zic așa, la animale și ziua pe teren. Că la momentul ăsta cine mulge oile? În momentul de față e maică-mea, taică-mea și un cumnat. Deci doar în familie, da, doar nu în familie. E o afacere de familie. Care cinci în ziua membri, de astăzi... Cinci membri? Da. Da. La în ziua de astăzi. Animale. Da. Izabela? Da. A venit. Fetița cea mare. Ai două fetițe, da, pe Izabela și pe Ilinca. 3 ani și 1 an jumate, da. Da. Am înțeles că Izabela este mâna ta dreaptă. Da. Care trebuia poate să fie băiat, dar tine. Este fetiță și pa e mai mult cred că să o să te ajute. Mă ajute mai mult ca și un băiat. Da, păi sora mea, că o să-ți sora mea are un băiat de 5 ani și el nici nu vrea să audă de așa ceva. Serios? Da. Vezi că ai sădit și sunt convinsă că vei sădi dragostea asta pentru animale, pentru agricultură. Viitorul e asigurat. Da. Perfect. Uite, am vorbit un pic despre tineri ce le-ai recomandat tu. Hai că cu zootehnia ar fi complicat să o ia de la zero. Dar eu tot încerc prin emisiunea pe care le realizez să le dau o idee de afaceri, să le spun că ar fi bine să caute oportunități și în domeniul ăsta agricol. Poate nu neapărat în zootehnie, pentru că e un sector greu. Da. Dar tu, având experiența lucrurilor în agricultură, ce crezi că ar merge pentru un tânăr, pentru un startup? Când n-ai nici suprafețe foarte mari, poate că te ajută familia, dar cu un hectar, două, ce ar fi de făcut? Cu ce să începi? Ce ar fi mai oportun pentru ei? Oportun, ca și cultură, să zic așa, cred că cea mai, la ora actuală, cred că cea mai profitabilă cultură și lucerna și porumbul, astea sunt două culturi profitabile, da, care sunt de viitor. Lucerna și porumbul, atâta timp, sunt două baze în mâncarea animalelor, care chiar dacă cineva nu are animale, altcineva tot are. Sau eu nu am, mai tu și hrană... Tot e nevoie de hrană, ele, nu? Da, hrană trebuie tot timpul. Dar e un preț bun, mulțumitor la vremea asta?
Dacă o luăm la, să o punem în cumpăne, la prețul de motorină și care e astăzi, e cam la, limită, dacă nu chiar sub limită, să zic așa. Deci profit. Profitul poate că nu prea. Pe termen mai lung. Mai lung, ca să au, să fie nu neapărat profit, să fie mă, să ies oarecum nici la minus, dar nici la plus, să ies la zero, ca să fie bine, să nu mă duc nici de acasă, să duc bani, dar nici să duc. Să bine, fie... acum pentru afacere, dacă gândești ca un antreprenor, întotdeauna trebuie să fii pe plus, că altfel dacă ești pe minus păi și da, vii da, cu bani de acasă, eu sunt de acord, dar de multe ori, de multe ori, uite, e secetă, e motorină, e lucruri multe variabile pe care multe, nu le poți controla. Nu le poți controla și atunci automat nu știi, bă, câștig sau nu, că nu ai viziunea de mâine, să zic așa, bă, poate că mâine trag linie și am ieșit plus. Sau ai zis, mă, nu, să nu ies numai pe minus, că ies la zero sau la plus e bine. Dar să ieși, să fii acolo, să nu te duci sub. Știți, asta e treaba. Ei, uite, în final, spune-ne, cum se vede România de aici din ferma voastră? Se vede, pot să zic, foarte bine, nu bine, dar mai lasă oarecum, să zic așa, locuri de așteptat, de primit, de... Mai avem lucruri de îndreptat. De îndreptat, poate că mai mult decât am putea gândi sau am zice. Ok, mulțumim, Tiberiu. Vă mulțumim. Ce să-ți dorim? Recolte bogate, mulțumesc. Mâzări bune și sănătate. Crescătorii de animale cu tradiție care au îndeletnicirea asta în sânge nu ar trebui lăsați să se piardă, ba chiar ar trebui sprijiniți. Altfel, în locul lor, nimeni nu mai vine și sectorul zootehnic chiar se va diminua dramatic. Merită să amintesc aici un fapt care ne-a făcut cinste printre străini. Ca student al Facultății de Zootehnie la USMV Cluj, Tiberiu Tibrean a reprezentat România la Ovimpiada organizată în 2014 în Franța. Tânărul a obținut mențiune după ce a trecut prin câteva probe de dexteritate contra cronometru. L-a tuns animale, transportarea acestora printre jaloane, curățarea boxelor și altele. Interacțiunea cu fermierii din alte colțuri ale lumii l-au făcut să înțeleagă că cei mai mulți câștigă mizând pe calitate. Puține animale, dar de rasă, exemplare bine îngrijite, de la care se valorifică superior fie carnea, fie laptele. O mentalitate sănătoasă, zic eu, pe care poate ar trebui să o adoptăm și noi. Știu, ușor de zis, mai greu de făcut, dar... Vă aștept cu comentarii. Spuneți voi ce ar trebui făcut pentru revigorarea zootehniei. Ei bine, să începeți anul nou în forță, cu gânduri bune, fapte mărețe, împlinire și spor în toate. La mulți ani! De curând! Bine!